Опять власть меняется, да, ускос флорли лас палат. Да, да. Cum de nu pus încă flagul? Cu ocupat primărie. Flagul de la pas trebuie să-l pun. Ca o putere de am. Na, mai. Aveți grijă să vă rămână primăria voastră. Da. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Nu, vreau să iau... Bună ziua. Sunt ocupat. Ocupați. Cu copaci și vreau să întreb. Ați văzut? Da, da, în campanie electorală ați promis că să primiți oamenii și în afara orilor de primire. Dar nu v-am când, acum am oameni. Dar nu vezi că e zbor mai știu. Da, văd. Dar nu vă răstiți, vă rog, o doamnă. Întrebați, cam cât politeți? Păi este secretar întrebat, e ocupat sau nu e ocupat? Așa. E ocupat sau nu e ocupat? Păi, este om la, vreau să zic, vreau să așteptați, 5 minute, 10 minute. Vreau să zic, de-am noi, doamna. Haideam la viceprimar, haideam la viceprimar. Importă, nu importă, specialiști, băi. Păi și nu-i secretar să ne spună, dar... Nu, el e primar, viceprimar. Dar n-are secretară să ne spună, să întrebăm, spate, nu spate? În teritoriu, face număr, număr șoatele. Repară drumurile. Povestește ce a fost. De o lună de zile, tot repară drumurile pe satul la ploile. Oamenii pot merge cu mașinile pe sat. Cu graderul cel al primării? Da, n-au grader. Nu, dar tu ai semnalat altă problemă acum cu... Problema că cu o primărie o defșată ilegal niște copaci. Mhm. Dar ei, de fapt, tundeau iarba. Tundeau iarba și copacii îi tăiau. Că-s proști sau așa oprănitori, sau nu știu? Nu știu, am înțeles că eu am amendat pe primărie, pe viceprimarul am amendat. Dar pe cine ai sesizat? Eu am sesizat. Poliția? Poliția și ecologie. Aha. Inspecția ecologică. Da. Și viceprimarul spune că are autorizat și când a venit ecologie, n-avea în realitate. Dar trebuie autorizat astfel, da, de lucrare, da? Da, da, da. Că cum stai la păduri, copacii au copac însemnat așa și aici, dar ei n-au. Înseamnă că el cu intenție a tăiat copacii. Da. Dar și îl deranja dacă a plantat oamenii copacii. Lemnul a vândut. A, dar stai, leacă, nu numai și ei puieți în mici, tăieți și copaci mari? Copaci mari. Dar de ce? Pentru lemn? Da, lemnul a vândut, a găsit lemn vândut care nu era contabilizat din copaci. Numai crânul era mare. Deci de pe străzile satului, da? Da, 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 prin sat. Dar nu e pe... Nu, dar bariera jandă. Eu grăiesc și ei știu. Ei trebuie stăiate, ei s-au dat la... S-au găsit, din fața mea, au găsit copaci tăieți, ecologiștii. Care copaci? La casa de cultură, când te duci spre grădiniță. Când te ridici pe scări în partea stângă. Și copaci. Un nuc mare, mare, mare tăieți. Și lemnul nu era de acum. Acum o problemă în ce e? În copaci de la... Întâți copaci neautorizat. Întâți copaci care s-o tăie. Păi acum luați și socotit. Ce vreți? Să ne ocupăm cu copacii. Dar poate să vă ocupați și de una și de alta și de-a treia, de toate problemele. Și că ori cu ce vreți să ne ocupăm? Copaci, ori să reparăm casa de cultură? Tot trebuie! Este în dispoziție, pentru că a curățat copaci și care trângeri el e chic. Acum, problema e în voi. Voi nu vreți ca să fie copaci care... Noi am autorizat și-o tăiet copacul de la pământ. Asta e curățarea copacului. Am o iară, bine. Copacul de la pământ? Da, vineri ecologiștii de pe stat copac tăiri la pământ, nuc mare. Haideam la casa de cultură să-l vedem. Da, da, să celebrez cu urmă asta. Dar stai că vrea să intri tovarul și el și funcția are. Da, el și funcția are. Este responsabil pe clădire. Zavhoz. Zavhoz. Ok. Primărița e tot unionistă? Ori de-a mâi socialistă? De-a mâi cu punul, dar pe cupunul era unionistă. Socialiștii și-a s-o întors iar la unioniști. A vice primarul e fără politică, da? Nu are coloratură. El zice că e tehnocrat. A, păi da, și? Așa de ghinis pe șepe la tăt încă? El e tehnocrat, nu cu nimeni, dar drumurile... Am înțeles, dar și majoritatea aveți în Consiliu?
Cum? Pasul cu data. A, blocul. Da, a. Hai să vedem. Cât au 2 ani, jumătate de mandat, de-am, da? Da, cam jumătate. De departe, când vii, parcă îți pare că e închis la primărie. Da, da. Chiar știi ți-o părut că e închis. Știi ne-a părut. Ei vor să aerisească, ele put, cred că. Vechea guvernare. E că au ieșit și soarele. Dar ce-a pus iarba asta ca să îl mascheze? El totuși pare cam obosit, nucu, nu? Tete, aici pare cam putred. Nu putred, aici poate. Putred. Poate. El cred că anumite crengi le avea putrede. Și el zici că are autorizare pentru nucul ăsta să-l tai. Este și lege specială de protecție a nucului. Și era cu roadă. Vezi? Sau așa e nucul cu miezul. Așa e nucul cu miezul negru. Îți răniți, da? Că ajunge cu coasa până la tulpina lor. Era urmă de copac. Ce o să fac cu iarba asta? Așa de bine o tăiet că aici core au rămas în picioare. Și l-a zvârlit, l-a ascuns. Da, e atunci de fața mea tot să învârt eu, să-l iei. E prins fix în flagrant, bravo. Da, se tare mult sugătămația, că știi. Trebuie sau scule speciale ca să nu tai copaci sau abilități speciale. Da. Oare ăștia cine-s? De unde-s specialiști ăștia? Eu nu mă închipă că sunt copacii ăștia să-i văzut din altă, mă, văd cum primarul. Da, 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 frunza e specială, da, da. E galbenă, e mare. Nu înseamnă, da. Oricum, se vede copacul din iarbă. De unde-s oamenii ce nu știi, nu-s din sat? O firmă. Specialiști, o firmă. Salubrizare. Sau uite, jur împrejur. Da, și așa copacul ăsta e beteag, dar amu fără... Și e ca uite, din jur împrejur, el de-a mă timp și aici, da? Evident că încă nu s-a ofilit frunza, poate nu depinde chiar de... Barbari! Zici că din neatent odată, așa-mi trebuie de tras. Da. Cam așa să arăt copacii și care uscați, care... Care trebuiau de frișat și nu-i văd, dar pe și-i... Eolienile cele când le dau drum? Nu știu, le conectează la lumină. Aha. Să nu se învârte degeaba, da? El poate să... trebuie să elimine lumina, se poate să aprindă, dacă nu. A, da? Socoteală, dar ce zici că e investiție privată, da? Da. 30% din coroană. A voi stai ca să nu încurci la transport și să nu cadă peste oameni. Da, e ca creangă uscată, nu o tăie tu. Da, e ca creangă așa, nu. Și acolo creangă mare uscată, așa e, dacă cade peste oameni, cam... La este verde nu le trebuie autorizație, dar la este uscate... Te omoară. Ia uite aici, creangi mari. Aici și mașina o doboară. A, chiar copac întreg uscat. Platani. Chiar s-o taie? Da. Le trebuie autorizație, dar văd și de frumos vorbe aici. Da. Crengi verzi o tăie, dar pe astea uscate probabil trebuie utilaj special, pe astea de jos le-au ajuns. Dar aici trebuie să urci, trebuie macara, chestii, nu? Nu, dar pe ei spun eu că trebuie autorizație. A, da? Nu, utilaj special. Nu, dar pe ei spus la primar în cabinet. Trebuie autorizație. Oh, stai cu ochii pe ei, Sergiu, nu-i lăsa. Și apa de ploaie nu trebuie să curgă pe drum, că îl distruge. Trebuie făcut canal de scurgere. Da, aici trece drumul, așa. Vezi că nu poți trece drumul dintr-o parte în alta, că e apă.
E șanț. Canal navigabil. Aducem gondole și la Trușeni. Plopii de defrișat așa de tare că a rămas numai bățul. Iată, aici o tăiet iarba și nu știu supraviețuit. Da, aici o creangă de nuc. O a plecat-o. Fără milă. Și eu am eliberat-o. Ploaia le face surprize. Le aduce prundișul, molozul. Bravo, e frâneat. Ca să nu ne stropești. Și unde vrei și ai drept să lucrezi. Și așa. Tu mai mult ai spus atunci. Da, studii juridice. Tu mai mult ai spus atunci. Și fac masteratul în atelier, dacă ai întrebări. Mai ai întrebări? Dar dacă administrați Casa de Cultură, n-ar trebui să aveți studii de specialitate? Serios? Pentru cultură? Iar arătați-ne un om care lucrează la funcția dată, nu numai la club, absolut în orice domeniu. Și cu studii. O numit-o interimar, dar eu nu am avut nici tangență până mea pe Casa de Cultură. Și o numit-o director interimar. Interimatul să iei din funcționari care atunci, care lucrează în realitate. Nu aduci din afară, da? Nu, nu au dreptul în afară. Care? Trebuie să gândească doamna primar. Dar pe voi așa sunteți deștepți. Doamna primar, dar și idei să-i dau. Ei cu deciziile. Dar văd că tu ești cu idei. Tu ești un ieșeal mai ideinui om din Tușeni. Eu ți-am spus cum trebuie să iei. Cum trebuie să iei? Din funcționari arată legi. Da, arată unde scrie. Arată tu legea unde spui că. Dar ce tu pe mine mă juriști pe fine. Cu jurist. Ma, dar voi nu jurist asta e. Dacă juristul poate să lucreze. Jurist poate să orice și trece. Da, orice. Da, el e la bucătărie. Și la bucătărie inclusiv. Și servitori inclusiv. Dar la bucătărie și să fac cartofi se curăț sau chiar. Nu contează. Orice lucru. Tu nu știi de chestiile astea. Uitați-vă, da. Oameni buni. Oameni buni, uitați-vă. Viitoarea primăriță. E ca uitați oameni buni, viitorul primar. Da, de-asta primar, numai de-asta știu. Da. Numai de-a face el față. Că uneori mai spui tu lucruri buni, uneori. Dar nu te de unde. Dar tu niciodată nu le spui. Dar eu de-o știu. Eu de-o știu. Că decât să mă aleg cu de-aștia de-al de voi, mă gândeam. Știi? Dar tamana că nu te băie că s-a. Oameni spori, tebea ne uvăjați. Știi așa vor? Dar tamana mea că văd că te sporiești cu noi. Eu mă sporiesc, tu de mine mă afirmiesc. Înseamnă că tamana mea nu-ți stimezi. Să-ți ne uvăjați, da. Și eu trebuie să tac sau cum? Nu, dar păi singură zic că se bie ne uvăjați. Înseamnă că de amănui te stimezi. Eu nu mă stimez? Da. Nu, eu prea tare mă stimez ca să mă legă că pot vă. E liber la prima? Ori la primară? Este domn. Da. Și iac. Au fost alegeri, da? Și voi ați apucat de lucru. Bravo. Noi tot timpul ne-am apucat de lucru. Nu, prieteam zărit. Ultimul timp nu știu și tu vine, cam ești ca așa. La, ba cu unii, ba cu alții. Eu citesc tare bine și știu a citit vine, pentru vine, rând. Vineri și eu. Au fost tot alegeri, să știu. Vine? Da. Când opri de freșare. Deci o tăiet copașii și e ilegal. Ilegal? De ce n-ai stat tu cu dânsă și să monitorizezi lucrul dacă... Dacă eu prins în flagrant, o sezizat organele, eu amendat, nu faci treabă minunată. Bravo! Așa trebuie să fac. Dar ce până acum nu am mai făcut tot așa treabă? Eu și până acum m-am luat probleme. Nu, anul trecut, când s-a rupt copășii. Tot anul trecut o făcut treaba. De ce nu s-a sezizat chestia asta? Eu fac când văd și când pot. Eu nu s-a angajat să faci tu. Dar foarte rău, dar tu am lepensat, nu? Tu doream zilele, nopțele. Eu când văd... Sau tu noaptea nu vezi. Eu când văd... Funcționarii îți reproșează că nu ești activist destul de activ. Ei plătite din salariu public. Dar voi ghinic spuneți, nu, ghinic spun că eu de azi înainte.
Eu de azi înainte să știu că trebuie de astea să vină mai activ, la primărie. Mai des, da, în fiecare zi. La casa de cultură să vedem nu și... Nu e o problemă, vii cu mine când ne-ați la orele 8 și... Când ați doresc eu. Nu, când ați doresc. Voi, de tu încași dorință? Da, da. Ați mai aveți mult timp ca amintire. Da. Pe mobile, să se descarci. Și o zi liniștită. E vremea ta. Bravo, bravo. Bine că ai bani de mobil cu mulți gigabyte. Da, nu vrem. Noi ești atunci să eliberez. Noi eram la rând și-a intrat altcineva. Noi eram la rând, nu? Nu, noi eram la rând. Vezi că a intrat altcineva? Dacă am lăsat rând. Nu, voi nu sunteți pasivi. Uitându-vă peste fereastră, asta nu e, doamne, asta e oameni, de unde trebuie să ocupați funcții, funcții. Noi tot așa credem, așa să candidăm neapărat la alegeri locale, așteptați ne concurent. Dar nu și-am tormozut. Eu am multe activiști puternici, și eu tormozut pe noi. A, de fapt m-a spus, Sergiu, am fost pe șeși list. Eu n-am fost nici pe listă. Preliminară. Nu, da, eu am avut intenția, dar n-am fost pe listă. Dar de ce? De așa. Nu te-a prânit? De așa, da. Nu te-a prânit șafara aia. Rușii. Vă încurcam. Că tu ai faci și eu cu biografia mea, ia că chiar lunetare vă încurcam cu biografia mea. Nii ne-ai încurcat? Da. Nii tu ne-ai încurcat personal. Da, da, da. Tu ai văzut? Eu să mă revolt undeva sau să mă seriez pentru asta. Sau să-ți aduc aminte? Ce ai văzut? Și spune ei. Eu personal? Da. Să-ți spun unde și când? Să-ți aduc aminte? Spune. Când tu m-ai întrebat că nu mă știi și eu ți-am zis că am fost vecine o grămadă? Atât cu mine n-ai fost niciodată vecine. Poate cu părinții mei, dar cu mine nu-i fost. Share una cu alta. Tu m-ai întrebat de unde sunt eu și nu sunt. Și eu doar m-am prezentat. Atât a fost discuția noastră. Mai mult eu despre tine n-am vorbit, da, că nu te știu și mei nici nu a fost vecinul cu tine, dar cu socrii tăi. Dar eu unde am trăit? Tu nu știu unde ai trăit, la gazdă. Dar mai unde trăiești, nu tot la gazdă. Dar care e problema ta? Problema mea că te revoltai. Unde sunt locurile de căs? Dar părinte, ce nu te duci să-l întregi eu unde? Ia ca ies jălui că popă, n-are... Da, popă. Da, trăiești peste 12 ani în rețele de socializare. Să jălui că n-are un loc, primăria n-are loc să-i dă loc de pus cerere, dar lui preot nu-ți duci să-l întrebi, poate îi dă și lui Ivo câți de este. Dar și preotul era primar? Dar câte locuri au dat preotul și pentru ce? Da. Lot școlar acolo să vă... A, da, și de ce le-au dat preotul? 7, 8 locuri. De ce le-au dat lui popă? Eu dat lot școlar ca să fac azil pentru bătrâni. Și el mi-a dat în loturi pentru... Și le-au vândut. Da, mai le-au vândut, mă gândesc. Și de ce nu s-o ocup CNA de asta? De ce nu s-o ocup CNA de asta? Am depus cereri la primar, care au fost pe vreme. Da, dar Consiliul examinează. Dar Consiliul examinează. Dar care 12 ani? Dacă sunteți juristă. Tu așa ai spus că de 12 ani ai depus cereri. 12? Tu nu așa îmi spuneai când cu vă doi... Da, da, da. Și prețelii de socializare. Dacă sunteți juristă, nu știți că nu primarul se ocupă de repartizare de locuri, dar Consiliu? Cunosc. Am ce scris cereri la primar. Dar cereri și cui le să scriu? La primar sau la Consiliu? Cine ia decizii? Serios? Cine ia decizii? Voi tare bine. Da, Moiană, tot nu știți la cine îți depun cererile. Știu tare bine la că la cine îți depun, dar eu nu depun. Nu, dar hai spuneți. Nu am nevoie de locul vostru de casă, stați să ne știți. Că am mai primit eu așa mesaje în comentariu care mi s-a spus pentru ce vrut și în Consiliu. Vrei loc de casă? Așa că care au pământuri o grămadă. Lăsați-mă, vă rog, vă pare că sunteți tare deștept sau și... Domnul Sergiu, a spus că dacă am o problemă, îți vin la primăria, că am venit. De cine e ala? Viceprimarul? Ala e viceprimarul. De cam așa amândoi. Da. Haide. Intrați, vă rog. Wow. Dar puneți-vă masca, mai tăi toate că eu... Dar dumneavoastră ce nu puneți? Nu poate, doamnă, dar suntem la servici. Sunteți dumneavoastră la servici. Interes. Sunteți la servici, dar nu și servici sunteți. Serviciul interesului public. Bine, dați să trecem, că noi să nu pierdem timp. Spuneți ce doriți.
Ați tăiat iarba și ați defrișat copaci. Am tăiat iarba și am defrișat copaci. Da. Deci nu filmez documentații. Iarba ca iarba, copaci. Uitați-vă care e tema. Doamna primar, domn primar, cu privire la... Recent plantați. Dar copaci tineri, frageți, șinucul de la, deci, de la Casa de Cultură. Frageți, acolo e vorba de un copacel care a fost tăiat, după cum am zis, da? Și vreo 3 sunt ani. Nu, eu m-am uitat vreo 3. Sunt, dar nu contează. Nu contează. Contează, contează, că vegetația avem nevoie și legea interzice. Deci agentul economic, deci, o instructat băieții ăștia, băieții era prea mari. Iarba și nu se vedeau copaci. Nu a fost atent. Nu, copacii se vedeau, dar era prea mare iarba. Ei au recunoscut vina, deci se documentează cazul și dacă sunt vinoveți, cine este vinovat să răspundă. Mai mult decât atât, vă zic că agentul, și ascultat, dați vine vorbi, agentul economic deja a depus o... O scrisoare de garanție, că în luna octombrie, noiembrie, el plantează dublu, triplu copaci fix de aceștia. Dar putem să vă faci și încă să o prezinte. Omul, după cât el știe, o, deja o făcut. Asta e una la mână. Aveți perfectă dreptate, trebuie să fie atenți. Da? S-a întâmplat ce s-a întâmplat și nimeni nu face din asta... Știți, dacă nu se sesiza Sergiu, avea să treacă neobservat și avea să dispară copaci. În fiecare zi, seara după lucru, eu personal mă duc și verific. Și dacă avem să observ chestia asta, altă întrebare că... Sau da, copacii persoana... au super, evident că noi eram să observăm că copacii super, care e cauza, mai mult, mai nu știu, fost primar, am văzut că au plantat toată alea ce spre marginea orașului și s-au uscat în câteva luni și degeaba au plantat și au făcut păcazuhă. Tot strada ce este cu soare. Eu am să iau la un control strict întrebarea asta, dacă dumnealui e scrisoarea asta de garanție, eu am solicitat, când spun cuvintele, dar ce este dumnealui să-mi prezinte scrisoarea respectiv, eu am să, ați fi necesar, am să arăt, nu e nicio problemă, ca să nu-i secret. Și nucul de la, de la Casa de Cultură? Deci nucul noi... stați o secundă, eu am înțeles că ați fost amendat. Nu, nu, nu am fost amendat, fiindcă este să documentează, este o procedură. A, încă nu e gata, am înțeles. Documentează, eu de fapt nu am pentru ce să fiu documentat, iată, fiindcă antreprenorul a câștigat licitații, dumneavoastră sunt persoane responsabile, trebuie să țină la control, să instructieze oamenii. Mi-a sunat, ați spus că v-a amendat cu 7.000 de lei. Nu, eu am spus că e posibil să amendez persoana care e vinovată, dar dumneavoastră tratați lucrurile așa. Păi nu, o secundă, așteptați eu. Poate a vrut să victimizeze. Doamnă primar, dar știți că se face rampa acum la primărie de acces și e minunat. Dar rampa e cam înclinată tare și depășește gradul de 8% maxim permis de lege. După cum vedem, o să fie prea înclinată și inaccesibilă. Noi o să-i sesizăm și ei o să facă conform legii. Da, conform legii, conform cerințelor. Corect. Pentru că ei acum bagă bani publici, dar îi bagă greșit. Și nu o să fie accesibil. Cine lucrează? Cine lucrează? Nu lucrează pe bani publici sau pe banii lor? În avans sau cum? Nu i-ați plătit deja pentru munca asta? Ai lucrează din banii lor, da? Să facă lucrările și apoi o să fie achitați. Avans de loc nu șerut? Nu. Dar pentru ce să ceară avansul dacă numai de-abia au început lucrările? Ei materiale. Nu știu cum să lucrează, da, ce, chiar materiale, nu? Din banii lor fac. Treaba lor. Oricum, dar trebuie să le spuneți care-i standardele sau ei ar trebui să știe. Evident, nu există un proiect. Mă întreb, drumurile în sat, când ați fi reparate? Tu știi că abia sâmbătă a avut loc licitația? De o lună de zile tot vorbesc cu domnul viceprimar, am șase vie. Sergius, 12 zile stă pe site publicat la achiziții publice. Vara se termină. Păi, care, noi suntem vinoveți că este procedură. Vara se termină, oamenii pot ajunge la grădini. Tu, eu te mai întrebat, crezi că e interesul nostru ca să nu se facă drumurile? Și nu știu. Așa, dați să terminăm pe tema asta, care înseamnă că noi, știm de copaci, am fost azi toamnă. Cu specialiștii de la Institutul Fitosanitar, au făcut un studiu și au constatat copaci că trebuie să defrișați. E întreg sat. Avem autorizație. În același timp, iată, domnii respectivi au menționat, da? În punctul 3, că la majoritatea arborilor de pe străzile din comună Tușeni, pentru arborii din categoria 3, se recomandă efectuarea lucrărilor de renovare a coronamentului numai mult de o treime. Deci dacă vorbim de copacul respectiv, ne-am tăiat o crangă care încurca la
trafic. Nu numai la trafic. Restul au fost defișați de persoanele responsabile la presta energie, care au autorizații în sensul... La pământ și nu deci nu dați, ca să nu curci la rețetă. La linia electrică, așa. Da. Deci noi n-am depășit. Asta este stipulată în lege. Uh-huh. Și nu era obligator necesar să fie în autorizație. Uh-huh. Deci noi cu nimic n-am încălcat legislația în cazul dat și în sensul dat. Dacă cei de specialiști, eu am spus, lasă să examinez obiectiv sub toate aspectele și dacă este vina mea sau cuiva, înseamnă că eu sunt gata să suport consecințele. Da. Asta este. Altă întrebare, vă zic eu că situația asta care s-a creat aici cu arborii ăștia așa cum sunt ei, mai mult ține de... Neglijență, aceea lor, cum se spune, de o parte e pus. Dar oamenii ce politic, chiar fac știți? Muncă de un milion? A fost alocat un milion pentru vorba, tunderea ierbii? Nu, aici este vorba, mai întâi de toate, nu... Deci este, noi avem 160 de copaci către defrișați. Sunt copaci ăștia de plop care sunt spre Dumbrava. Un singur copac necesită, dacă eu nu mă greșesc, vreo 3-4 mii de lei, un copac sau taică, potrivește tehnic specială. Dar de ce? Fac puf sau deci se sucă? Suscați chiar, am înțeles. Noi avem autorizații. Noi avem o sumedenie de alte lucrări care sunt introduse aici. Adică noi, până acum, știți cum la școală e periculos, dar scade apare problema cu ploile. Pentru salubrizare este caiet de sarcini. Unde este indicat absolut toate lucrările. Sunt postate chestiile astea, deci sunt publice. Da, și este tot public. Păi asta întreb, un milion pentru munca asta? Nu, dumneavoastră puteți să înțelegeți că include tunderea ierbii, defrișarea copacilor. Noi avem cu solubrizare, asta cu deci tunderea ierbii pe total. Noi avem probleme cu ambrozie și nu numai într-un segment, dar pe întreg teritoriu, inclusiv sectorul de vile. Noi avem probleme cu câineva care avem câte 20-30 de sesizări la poliție și suntem obligați să o defrișăm. Uh-huh. Noi avem probleme cu drumurile, copacii care trebuie autorizația. De ce anul ăsta nu să avem ambrozie la Trușeni? De ce nu să avem? Să avem. Noi fiecare an avem... Să nu avem polen de ambrozie, că ea poate să existe, dar să o tundeți înainte de a face polenul. Asta e chestia, dar pentru asta noi, ca de obicei, până acum apărea problema și noi începem în cătat cine să execute. Am înțeles. Și acum vă pregătiți și faceți din timp. Noi avem problemele cu ploile torențiale, ați văzut, da? Noi iată cum avem agentul ăsta economic, care are tehnica respectivă. Așa s-o primit, ați văzut, de două ori noi deja am încercat să facem curat și o ploat iarăși înapoi, da? Și același agent care tunde iarba o să ocupeți de drumuri? Da. Intră un singur contract de amenajare și salubrizare. Noi avem tot gunoiul, sau zic eu așa, care oamenii îl aruncă pe străzi. Hai să vorbim ceea ce este. Și lucrătorii... Și ploaia l-a dus și la primărie, că sunteți în vale. Păi, nu știu, l-a dus și tot de normal și chestia legată vis-a-vis de iată, chestia este noi amenajarea centrului în sus segmentul. Când mă uit acum, drumul ăsta asfaltat din fața primăriei, plin totul de moloz, le-a dus de pe drumurile și celelalte. Corect. Noi de apă. Noi am făcut apa va aduce cadou. O schiță de proiect să amenajăm teritoriul centrului satului, inclusiv segmentul ăsta și nu s-a acceptat. Asta e altă întrebare. În afară de asta mai sunt o șură de alte lucrări care ne facem și sunt introduse în divizul ăsta care câștigă. Da, s-au primit așa că de două ori am făcut licitații, prima dată nu a participat nimeni și vă dați seama, iarăși încă o luni zile s-au întins. Mm-hmm. Ulterior au participat trei agenții economici. După care s-o adună comisia. Și imediat cum am semnat contractul, ei s-au apucat de lucru. Ploile astea o leacă din curte. Sper să nu fac toate lucrările de mântuială, cum au făcut tunderea ierbii, tot cu copaci. Vedeți că aici s-au primit așa că au început a ploua. Iar, ei vin. Acum ce ține de tehnica specială? Noi avem acolo undeva vreo 50-60 de ore, dacă nu mă greșesc, pentru grader. Pentru ca să fac lucrările astea. Iarăși nu poate ajunge la grădini, strochează. Iarăși încă o dată... Dar graderul are primăria și îl poate folosi oricând, nu? Nu are primăria. Nu e al primăriei. Contractul ăsta, tot agentul economic este obligat să... Parcă era unul aici. Păi ăsta era o companie. El doar stătea aici sub supraveghere. Cum să timpul o să fie favorabil, înseamnă că imediat tehnica respectivă s-a pus și de lucru. Înțelegeți? Asta e unica întrebare care... Eu încerc de 4 săptămâni aud cuvintele astea. Ei, dar și plouă, Sergiu, o dată la două zile tot plouă. Nu, Sergiu, noi să lucrăm azi și mâine iară să plouă și iară să achităm. E 700 de lei ora la grăi. În genere, oamenii trebuie să zboare pe drumuri. E ca Moiană, hadet, Sergiu. Nu-i voie să zboare, că e localitate, maxim 50 la oră. Sergiu, tu și propui, mâine iară arată.
dat ploi. Eu aduc tehnica, eu știu ziua de azi. Noi avem o oră de vrede, o oră și 700 de lei, dacă mă greșesc. Eu trebuie să dau drumul bilu, înțelegeți? Măcar să n-am facă drumul ideal, măcar cât de cât. Păi să-l facă. Acolo sunt niște râi cu tractorul. Dar știi mie de tine, domnul Sergiu, eu am spus și spun încă o dată. Eu am spus tot timpul. Eu apreciez, nu, eu apreciez ce faci, dar trebuie să fii corect. Eu atât am solicitat. Și în cazul, da, și în general. Ați spus că aveți autorizație de la ecologie, puteți să ne arătați? Este și copașii și cum eu am înțeles că copașii trebuie și însemnați să ieși în ieși. Da, sunt da, marcat, da? Aici de care vorbim noi copaci, ăștia care au fost, cum am zis, eu ți-am citit, coronamentul a fost, că era aici în casa asta, de două ori am fost și am făcut ședință cu oamenii și le-am spus, stimați cetățeni, e un segment care e adiacent blocului, dumneavoastră sunteți obligați, de fapt este regulament, noi avem, și să faceți curat acolo. Nimeni absolut nu a reacționat. Și de ce vin vrând, am vrut noi deja spre ești câte bani publici noi facem chestii. Dacă noi îți spunem, înseamnă că trebuie să crezi. Să nu credeți că noi suntem aici. Dar ce terenul acela care e adiacent blocului în gestiunea lor sau chiar proprietatea lor? Este proprietate publică, dar este regulament. Noi din 2016, dacă este necesar, el tot la fel e public și acolo este indicat clar că orice gospodar în segmentul adiacent sau aferent, nu știu cum mai corect, a porții și a gardului, din afară, din proprietatea publică, este obligat să curiță iarba, gunoi. Și legal regulamentul ăsta? El este din 2016, nimeni nu l-a contestat. Am înțeles. Și uitați-vă, și la noi se primește așa că, eu nu vreau să zic, oamenii, mă rog, noi suntem așa cum suntem și demonstrativ spun că nu vreau, asta faceți voi și așa mai departe. Bine, facem noi. Acum când am început să facem noi, deși doi, voi cheltuiți bani publici pentru că să faceți cuiva, înțelegeți? Drumul public e folosit de toată lumea. Îmi place, doamnă, culoarea verde cu ambele nuanțe, dar de ce e Rusia acolo? Sau de unde v-a dat calendar de acolo ați luat? De unde mi-au parcă sunteți unionistă, nu? De unde mi-au adus calendarul la modul? Am înțeles. Poate pe celălalt am pus. Poate sunteți unionist cu Rusia, cum da, e Garbuz, acela tot vreau. El e unionist, dar el cu Rusia. Eu fac și Isteană, dacă tot și-o măr și-o curățit, mi s-o apucate la începutul străzii de Precu. Da. Și acolo sunt doi copaci uscat, unul în genere uscat, dar unul pe jumătate. Cine l-a difșat pe cei? Să măresc, am avut să-i difșăm și avem și cerere. Și-au venit specialiștii de la Inspectoratul Ecologic și mi-a spus că, dat fiind faptul că el e uscat, dar nu e căzut jos, voi trebuie să urmăriți aceeași procedură. Duceți certificat la Institutul Fitosanitar, după asta trebuie... Să constate că e uscat și tot așa. Deci e o procedură foarte lungă. Eu, de pildă, am vrut chestia să o fac, dar fiindcă oamenii deja nu sunt vreo trei plângeri, atât eu pot să le arăt. Unde spune că oameni buni, Doamne, crește ca de o creangă și nimerește... Dacă așa e regula, așa e regula. Poate trebuie schimbate legile. Dar eu, ca exemplu, putem să ținem responsabilitate. Dar ținând cu de fapt că este Sergiu, mai sunt alții care... o să intervină cuiva cu un sunet și o să constateze lucrurile astea cu totul altfel, eu m-am stupat, am spus că știi ce? Eu dacă stopăm. Trăiesc pe cel uscat, eu n-am fost așa. Așa zici tu acum. Și în cazul dat, eu în genere tot timpul am fost de părerea că toate, absolut toate problemele pot fi discutate. Și nimeni nu ți-o interzis ție vreodată sau cuiva să vină la mine și spună domnul Sergiu, tăi, că este o problemă acolo. Te rog frumos, Ian, știi domnul că Sergiu, dar ce ai făcut tu, Sergiu, ai făcut așa mai mult, eu nu uiți că mi-e multă inclinație politică chestia asta. Știi, minim, fiecare vede cum... Nu e adevărat, Sergiu, nu. Toată lumea vede. Lasă-mă, nu trebuie să te eschiviezi, tu foarte bine și proști. Și are politica cu copaci și etăriet. E politică verde, de mediu, bravo, Sergiu. Hai că te luăm în Partidul Verde. Hai, lasă de-am, dacă ești politic, politic să faci. Mulțumim. Dar nu plătești partidul. Activiști verzi, ia ca și doamna secretară, putem să o luăm. Am fost la Vatra, acum că noi doar avem conexiunea asta cu canalizarea și nu ne accept. Dimineața la ora 8 deja eram acolo. Dacă are perspectiva, trușenii să fie conectați la canalizarea Chișinăului, da? De construcția rețelei de canalizare. De-a pur și simplu au rămas 170 de metri pentru racordare în... Bun, și dacă se racordează, pe cine o să fie conectat? Școala, primărie, instituțiile, da? Da, și ulterior deja... Spitalul, dar până acum Trușenii încă nu e conectat la canalizare, faci pipi caca în pământ. Dar problema, vezi, ce-i problema? Dar fiindcă s-a reparat drumul ăsta Chișinău-Ungheni,
Și n-au prevăzut, și n-au prevăzut să treagă țava pe desubt. Trebuie să treacă. Țava deja este acostament. Și atunci când s-au apucat de canalizare, atunci încă nu era averset. Da, da. Și dacă nu s-au apucat de acolo, s-au apucat de la... Bine, cine este vinovat s-au apucat de acolo, dar nu. Posta conducere, o spus că așa e în proiect. Iată dumneavoastră, spuneți lucrurile așa cum sunt, fiindcă de la posta conducere, dacă să simtem, rețeaua de apeduct din Chișinău din 2012 a fost construită și proiectul este cu probleme serioase, dar fiindcă trece prin proprietăți private. Și acum noi trebuie să ne gândim... De ce nu spuneți lucrurile pe nume și nu proiectat? Nu mă interesează cine a proiectat. Dar spuneți dacă mie tot așa... Abșine. Uitați-vă cu canalizarea, iarăși la fel. S-a început proiectul ăsta nu de la punctul de racordare de la vata, dar s-a început de partea opusă. Și iar acum v-a spus, la 3 persoane, de la lotul școlar, unde ești fost viceprimar, fost primar, la arhitector de acasă, la doamna care deține cel mai multe mandate în Consiliu. Noi avem... Dacă de la 3. Și ei când s-au apucat să tragă canalizarea de la astea 3, dar nu de la vatra. De parcă canalizarea poate să funcționeze cu robinetul lor. Da. Canalizarea funcționează... Vatra le-a spus, veniți amuiană câtă noi astea nu. Nu l-au auzut. Și cam care e perspectiva? Cam când poate să racordeze troșene la... La fața locului, am solicitat specialiștii de la canal, proiectantul. Am venit la fața loc și ne-am uitat cum e posibil de totuși de mers înainte. Și am găsit modalitatea de a face niște modificări în proiect, adică să meargă lucrul. Acum este necesar ca administrația publică de la Vatra să coordoneze schița. Să coordoneze schița ca de proiect. Eu deja azi am fost cu întrebarea asta. Dar satul ăsta nu e așa de mare. Stația de epurare de la Chișinău de mult e expirată și face o grămadă de probleme. Poate e mai rațional să faci altă stație de epurare. Iată aici undeva în vale. Dacă avem posibilitate să evacuăm tot de aici, de acum nevoie să facem stație de... Păi da, și unde se duce? Și unde duci? La stația aceea de epurare care împute tot Chișinău și care e de mult învechită? Poate cu una modernă ca la Orhei ar fi o soluție aici la marginea Tușenilor. Aici, exemplu, unde pot să amplasez stația asta care zici din astea, din jur în jur, noi avem 700 hectare în vil. 600 și... De vile sau? De vile, da. Vile. Așa. Așa care sunt, deci o să urbanizeze, o să crească orașul aici. Terenuri care sunt, așa ca terenuri, de 3 ori mai mult ca în Tușări, da? Noi avem sat Tușări care este foarte mare. Și o să explodeze noi deja populația, e 11.000 acum și au fost 4.000 odată. Stația asta unde depurare undeva. Exact, fie, deja era problemă. O să rămână intravilanță, o să rămână în oraș. Și de ce s-au luat decizii, s-au studiat toate întrebările astea și au spus că cel mai normal și mai bine este conexiunea la rețeaua de la canal și... O să trebuiască doar să oprească într-o zi circulația pe drumul celălalt și să sape și să baje țava. Iată, ca să înțelegi... Dar cum o să facă? A fost lărgit drumul, da? Treacă pe un pod undeva. Și iată pe aici, pe unde trebuie să treacă rețeaua, acum este acostament, da? Acum da. Nu e posibil tehnica să și nici oamenii cu mâna să facă chestia. Și de ce? Noi pur și simplu am găsit modalitate vreo 8 metri mai în adânc, adică mai înspre niște blocuri locative să construim. A, deci nu e problema să traversați drumul, problema e să mergeți pe lângă drum. Problema că noi trebuie să mergem pe acolo, pentru că deja s-au lărgit drumul și nu-i... Am înțeles. Ok, deci se rezolvă. Anul ăsta sau la anul? Se rezolvă. Anul ăsta sau la anul? Bun, asta-i... Nu se știe. Tu și așa, nu știu, tu ești să răspunzi. Bravo, nu sunt necesari așa cetățeni. Eu, că altfel nu știți problemele de în sat. Nu am nicio problemă. Nu le știți pe toate. Ce i-am spus, e important să fii corect, atât. Dacă eu sunt vinovat, înseamnă că eu vin și spun așa, Sergiu, eu sunt vinovat, înseamnă că eu rezolv întrebarea asta sau mă implic. Și când ați fost atunci, măcar atunci vă vedeți la fața locului, când... E chemat pe șienă și de atunci ați clarificat și n-a de ajuns cu poliția, cu Asteanu. Eu ți-am spus... dacă promit eu că să ghesc de nou, da. Eu ți-am spus întrebări foarte importante care s-au discutat undeva. Și fără să spună la cunoștință administrația publică locală, acolo este vorba de milioane și așa mai departe. Și tu, de pildă, nicăieri nici o jumătate de cuvânt n-ai zis, n-ai spus, păi stați alea cu oameni buni, acolo e vorba de probleme serioase. Spune-ți. Eu nu vreau să când ți-am spus. Înțelegi? Dar tu, eu vă dat să spun. Să fii corect. Credeți că e bun așa cu scaunul ușă? Găsiți o soluție. O piatră ceva, o pană în ușă. Asta scoate, așa să dau comandă și să... Ok. Că vine departe și îți pare că e încuiet primăria. Pur și simplu se stric chestia asta dacă e... O ții forțată. O ții așa, da. Mă înțeles. Asta-i tot. Vă doresc succes. Dar eu vă zic o zi bună și... La revedere, mulțumim.
Haide băi, că e rezonabil, odată nu te lăsa să intri în primărie, dar acum aș bună ziua, zici, și te cheamă și îți grăiește. S-au schimbat lucrurile. Da, da. Te-ai dresat, te-ai educat. E chip de făcut ceva la Pășun. Da, dar mă trăi mai bine. Da? Curgă râuri de lapte cu maluri de cozonac.